Niciodată până acum nu a existat asemenea propuneri slabe, ca să nu spun rușinoase, dezastroase, pentru uh, ocuparea unor poziții atât de înalte cum sunt cele de judecători la Curtea Constituțională. Rând pe rând. Dacă analizăm fiecare propunere în parte, indiferent care este partidul care își susține și își promovează asemenea oameni, vom constata că regele e gol, iar regele este Curtea Constituțională a României. Există o coaliție a partidelor care doresc pur și simplu să desfințeze în mod mascat această importantă instituție a statului.